În acest dans popular se citește multă dedicație, talent, suflet, energie și muncă enormă. Cei care da dreptul au rupt scena acestui show televizat de talente din România sunt Hecenii, un ansamblu în care 20 de copii talentați au demonstrat că poți face performanță prin dansul popular și care împreună cu conducătorul lor au plâns de bucurie că au fost apreciați de public și de juriul de peste Prut. Am vărsat lacrimi de bucurie pentru că tot ce s-a întâmplat acolo pentru noi au avut o însemnătate foarte mare, având în vedere toate piedicile care le-am primit până a ajunge la acest nivel, pentru noi a fost foarte important și respective emoțiile au fost foarte mari. Dionisia are doar 26 de ani și dansează încă de când era copil. De 7 ani este conducătorul ansamblului Hecenii din satul Heciul Nou, raionul Sângerei. A fost discipolul reputatului și regretatului coreograf Ion Sambriș, cel care a fondat ansamblul. De aproape un an face munca de coreograf absolut voluntar, fără o sală echipată corespunzător pentru repetițiile de dans și fără niciun sprijin din partea autorităților locale care au decis în vara anului trecut să desființeze ansamblul de dansatori. La un moment dat, domnul Denis a ieșit și a spus că el gata, ne lasă și a susit în mașină și s-a dus. Noi am rămas plângând toți, și noi, și părinți, și copii, ia ca smarturi. Descoperind energia și spiritul artistic al ansamblului Hecenii, am înțeles că toată această explozie de trăiri intense din scenă a fost de fapt o refulare a talentului. O ambiție care i-a împins să le arate celor care n-au crezut în talentul lor că muncind cu dedicare pentru visul tău poți obține lauri. În momentul în care am ajuns în această situație dificilă, noi am înțeles că acum este momentul să demonstrăm că suntem uniți, și respectiv fiecare din ei sunt studenți acum care își fac studii la diferite instituții din Chișinău, Bălți, și totuși noi reușim în zilele de sâmbătă și duminică să ne adunăm și să facem un lucru frumos la noi în localitate. După ce au muncit luni de zile și au făcut furor pe scena din România, Hecenii au devenit virali pe rețelele de socializare cu dansul lor popular. Au primit aplauze și ovații, dar s-au găsit și gurele care au aruncat cu critici. Dionisie însă le-a primit cu fruntea sus. Noi întotdeauna suntem deschiși pentru critică și știți, suntem destul de ok cu fiecare mesaj, fie el de susținere sau fie cu careva critici. Ștefan dansează de 11 ani. Pe lângă faptul că e membru al ansamblului Hecenii, este elev la Colegiul Național de Coreografie. Pentru el, dar și pentru toți colegii lui, dansul e mai mult decât o pasiune. Pentru mine dansul popular a devenit... Fără el nu pot să trăiesc deja. A intrat în sânge și fără ca să dansez ziua nu pot. Mă mândresc foarte mult că fac parte din acest ansamblu. De asemenea, vreau să mulțumesc coreografului pentru că a pus străduința și aripa asupra noastră care ne-a ghidat și am ajuns până în momentul acesta. Mă bucuram mereu că mă ajung la un concert, putem să arăt ce pot eu, să îmi dau sufletul pe scenă. Și deci a devenit o parte din mine dansul. Mulți dintre acești tineri, pentru a reuși să atingă performanțe și să facă senzație prin dans, parcurg 10 de kilometri pentru ca să ajungă la repetiții, deoarece nu sunt din Heciul Nou. Spre exemplu, dragostea pentru dans o determină pe Andreea să vină la repetiții tocmai din comuna Prajila, raionul Florești. Pasiunea pentru dans mă face să fac naveta în fiecare weekend, la distanță de 25 de kilometri pentru a veni la repetiție. Fac naveta din comuna Alexandreni, raionul Sângerei. Sunt cam la 7 kilometri. Am început dansurile de la 7 ani, când eram clasa 1-a. Acum, Hecenii sunt și mai motivați să performeze pentru a aduce acasă în Moldova trofeul show-ului de talente, dar și pentru a-i uimi pe chișinăuieni, deoarece pe 9 mai, de Ziua Europei, au fost invitați de președinta țării să încingă scena din centrul Chișinăului.